văd nicio mișcare, deci îndrăzniți, vă rog. Sunt foarte bucuros să fim și în seara asta împreună și îmi faceți o bucurie dacă vă văd și fețele puțin. Gândiți-vă la handicapul meu, la faptul că acolo în spate nu disting pe nimeni. It's ok, it's beautiful. Haideți să ne ocupăm locurile. La noi acasă e mai simplu, amvonul nostru are rotile și îl pot împinge până în spatele bisericii. Aș vrea să facem un pas mai departe, dar nu înainte de a recapitula pe scurt ce am învățat. Am auzit și noi că repetiția e mama învățării. Și de aceea e important să păstrezi cârlige în mintea ta care să-ți aducă aminte de lucrurile care le-ai auzit. Ați văzut data trecută că legământul se încheie cu Dumnezeu. Daurile pe orizontale au fost puse unul celuilalt, au fost puse societății în care trăim, plecând de la părinți și terminând cu certificatul de naștere, dar când vii la altar, atunci vorbești cu Dumnezeu. În prezența ta și spre slava ta hotărăsc să iau în căsătorie sau accept să fiu luat în căsătorie. Lucrul acesta este important pentru că cel cu care ai încheiat legământul devine stăpânul tău. Eu spun tinerilor, dacă vrei binecuvântarea lui Dumnezeu la altar, iei relația dintre tine și soția ta și o pui în mâinile lui Dumnezeu. A fost ideea lui, ea trebuie trăită după cuvântul lui. Și nu poți face nimic în relația respectivă fără să-l întrebi mai întâi pe el. De aici derivă primul principiu care am plecat la drum. Suntem chemați să ne dăm rob lui Hristos pentru cei din casa noastră și nu rob celor din casa noastră pentru Hristos. Sunt două lucruri complet diferite. Robul întotdeauna împlinește voia stăpânului. Ori dacă Hristos este stăpânul, atunci ne supunem unii altora în frica lui Hristos. Avem nevoie de, spuneți cu mine, curaj, disciplină și înțelepciune. Dragii mei, așa cum pocăința începe cu un moment în care te pui la poalele crucii și îți mărturisești păcatul și spui Domnului Iisus că ai nevoie de El și că n-ai cu ce plăti intrarea în împărăția Lui, ăsta îți cere curaj. Dar după ce ai intrat pe poartă, ai de umblat pe cale cu Domnul Iisus până la sfârșit. Și El este dispus să te însoțească, să vină pe drum și aici este nevoie de disciplină. Să stai de vorbă cu El, să cunoști voia Lui. Și dimineața discutam cu frații că într-o viață aglomerată trebuie să înveți să răscumperi vremea. Cu alte cuvinte, să-ți faci timp pentru lucrurile esențiale, pentru lucrurile importante. Dar după ce ai povestit cu Hristos și vrei să comunici soției tale sau copiilor tăi ce ai de comunicat, ai nevoie de foarte multă înțelepciune. Să vorbești ce trebuie, când trebuie și cum trebuie. Și pentru asta nu poți pur și simplu să intri cu cizmele în viața celuilalt, ci trebuie să te rogi ca Dumnezeu să deschidă o ușă de cuvânt în inima celuilalt. Am vorbit apoi despre condițiile conlucrării împreună cu Hristos. Domnul Iisus a zis, luați jugul meu asupra voastră. Dragii mei, El nu ne aruncă un jug în gât, ci El ne cheamă în jugul Lui. Jugul are două părți. Și de aceea, pe o parte este Domnul Iisus, de cealaltă parte suntem noi. Dar ca să poți conlucra cu Dumnezeu în împlinirea planurilor Lui, în viața celor din familia ta, ai nevoie de smerenie, blândețe, îndelungă răbdare și îngăduință. Prin smerenie recunoaștem că familia nu-i ideea noastră. Deci ea nu funcționează după regulile noastre, după regulile mamei și a tatălui, ci funcționează după regulile lui Dumnezeu. Și asta îți cere smerenie. Blândețea, în schimb, înseamnă curajul și puterea de a ieși din competiția afirmării de sine. Dumnezeu m-a făcut diferit decât pe soția mea, noi suntem complementari și nu concurenți, da? Nu ne scoatem ochii, noi nu suntem identici, noi suntem ea jumătatea mea, eu jumătatea ei și de aceea blândețea ne ajută să
recunoaștem diferențele și să le transformăm în provocări și resurse, nu în piedici. Dar după ce am trecut de aceste faze, pe drum avem nevoie de îndelungă răbdare și îngăduință, pentru că niciunul dintre noi nu suntem încă terminați. Și unul și altul poate greși, și unul și altul are nevoie de iertare, și unul și altul trebuie să învețe să acorde iertare, să ne îngăduim unii pe alții, să ne iertăm unii pe alții, cum ne-a iertat Domnul Iisus. M-am dat rob lui Hristos pentru cei din casa mea. Am înțeles condițiile pe care mi le cere Hristos. Și data trecută am vorbit despre la ce ne cheamă Domnul Iisus, care e lucrarea la care El ne cheamă. Și am văzut că Dumnezeu ne-a așezat pe unul lângă celălalt ca să ne ajutăm în dezbrăcarea omului vechi și în îmbrăcarea omului nou. Frații mei, Dumnezeu nu ne-a ales înainte de întemeierea lumii pe Gheorghe, pe Maria, pe Beni, pe Vasile sau pe Nora sau pe Ana. Dumnezeu nu poate trece, deși suveran, printre băncile bisericii să zică pe tine te aleg, pe tine nu te aleg. Nu poate să facă lucrul acesta. Ca să mă poată mântui pe mine Dumnezeu, trebuie să mântuiască pe sine din fața oricăror acuzații. În rai să intre pe poarta din față. Cel care ia biletele este dracu în persoană, spunea cineva. Nimic întinat nu va intra acolo. Și de aceea viața de familie este harul pe care Dumnezeu ne-l dă să nu rămânem oamenii vechi cum ne-am născut, ci prin Duhul lui Dumnezeu care se arată prin unul spre folosul celuilalt, pas cu pas, să dezbrăcăm omul vechi, să îmbrăcăm omul nou. Înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a hotărât cum să arate mireasa lui Hristos. Asta a hotărât Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Și dacă tu accepți procesul sfințirii, vei fi între cei aleși. Nu uita, sunt mulți chemați, puțini aleși. Dumnezeu nu ne alege la sfințire, ci prin sfințire. Acest proces al dezbrăcării omului vechi și a îmbrăcării omului nou este metoda lui Dumnezeu de a sorta pe cei aleși de cei nealeși. Știu că am intrat pe un teren minat într-un fel și complicat în teologie și altă dată poate putem vorbi mai mult despre asta. Dar ce vreau să subliniez este că dacă nu căutăm pacea cu toți și sfințirea, nu-L vom vedea pe Dumnezeu. Am citat din Evrei. Dacă nu căutăm pacea și sfințirea, nu-L vom vedea pe Dumnezeu. Dragii mei, plină cetatea voastră sau satul vostru de biserici care nu mai vorbesc despre păcat. Numai vorbire pozitivă, vreau să vă spun, dacă n-ar exista păcatul, n-ar exista nici Hristos. Din pricina păcatului, Fiul lui Dumnezeu a trebuit să dezbrace slava sa și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și a plătit păcatele noastre, nu ca să ne lase păcătoși. Dragii mei, ceea ce mă impresionează este că Dumnezeu o primește pe curva Rahav. Și deși era la poarta cetății și o ia Dumnezeu de acolo, nu o lasă acolo. O ia și o include în genealogia Domnului Iisus Hristos și o transformă într-o sfântă. Și așa ne primește Dumnezeu pe fiecare dintre noi, dar ne primește tocmai ca să intrăm în procesul dezbrăcării omului vechi și a îmbrăcării omului nou. Cine mă cunoaște mai bine, cine mă poate ajuta mai bine decât soția mea sau soția ta sau soțul tău? Asta este rostul familiei, să ne facă sfinți, nu fericiți. Uneori dezbrăcarea doare și îmbrăcarea doare, pentru că ne-am obișnuit cu vechiturile de pe noi. Următoarele două cuvinte sunt dezbrăcare și îmbrăcare. Și acestea sunt porunci, dragii mei. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, să vă îmbrăcați cu omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, și urmează două oglinzi care le-am avut înaintea noastră. Într-o oglindă, verifici cât de mult semeni cu Dumnezeu. În cealaltă oglindă, verifici cât de mult ai mai rămas într-o asemănare a diavolului. Observați, omul cel nou este chipul lui Dumnezeu, omul cel vechi este chipul lui Satan. Dacă înmulțim în familie lucrările neroditoare ale întunericului, familia se transformă în locul de domnie al celui rău. Dacă în schimb înmulțim în familie lucrările roditoare ale luminii, atunci familia se transformă într-un templu sfânt pentru Domnul, într-un loc al prezenței lui Dumnezeu. Și am terminat aseară
vorbind despre libertatea pe care Dumnezeu a dat-o fiecăruia dintre noi să aleagă între viață și moarte, între binecuvântare și blestem. Cu alte cuvinte, tu alegi ce vei face din familia ta. Nu poți face prin eforturi proprii, de aceea Pavel se roagă ca Dumnezeu să ne schidă ochii, să pricepem nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu care lucrează pentru noi credincioșii. Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, spune Dumnezeu poporului său înainte de a intra în țară. Alege viața, ca să trăiești și să ai viața din belșug pe care vei Domnul Iisus să o aducă. Cum alegi viața? Iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El. Așa alegi viața. Și când asculți de glasul Lui, sabia aceea, care e mai tăitoare ca o sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă gândurile și simțirile inimii. Și în felul acesta suntem transformați din treaptă în treaptă într-un chipul și asemănarea mirelui nostru ceresc. Vreau să vă pun o întrebare. Fratele a citit din Psalmul 119, aș mai adăuga două versete, 9 și 11. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Mă gândesc la copiii mei, la copiii tăi. Îndreptându-se după cuvântul tău. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Spuneți-mi ce ne dorim din căminul nostru, din familia noastră. Versetele 59 și 60 din același psalm continuă: mă gândesc la căile mele și îmi îndrept picioarele spre învățăturile tale. Mă grăbesc și nu preget să păzesc poruncile tale. Asta trebuie să se întâmple după seria aceasta de conferințe. Dragii mei, v-am spus de la început, nu credeți nimic din ce vă spun. Duceți-vă acasă și verificați-le în Scriptură. Luați ce-i bun, lăsați ce-i rău. Dar dacă nu facem lucrul acesta, mă gândesc la căile mele și îmi îndrept picioarele spre învățăturile tale, ale lui Dumnezeu, spre ceea ce ne descopere Scriptura. Mă grăbesc și nu preget, nu întârzi să păzesc poruncile tale. V-ați gândit vreodată de ce ne dă Dumnezeu copii? Nu să facem din ei doctori și ingineri? Nu, dragii mei, să le facem case, să le cumpărăm mașini? Dacă le puteți face, bucurați-vă. Mie mama mea n-a putut să-mi dea nimic din toate acestea. Copiilor mei n-am putut să le dau avere. Tot ce am putut să dau fiului meu care a venit în Statele Unite este să-l iert de o datorie de $3,000. Pentru că a zis, tată, împrumutăm $3,000 să fac niște bani cu ei. I-a făcut praf pe toți. Și după ce a făcut praf, s-a însurat și a zis, uite, cadoul meu de nuntă este să-ți ștergi din minte datoria. Asta am putut face pentru ei. Dar dincolo de ce poți face sau nu poți face plan material, Dumnezeu ne dă harul lărgirii împărăției lui Dumnezeu prin proprii noștri copii. Și asta este responsabilitatea despre care aș vrea să vorbim în seara aceasta. Unde vrei să-ți crești copiii și să-ți vezi copiii? În rai sau în iad? Cine vrea să-și vadă copiii în rai? Este cineva care vrea neapărat să-i vadă în iad? Mai sunt și oameni de ăștia care sunt închinători la satana și care... Dar nici o mână nu s-a ridicat, că altfel n-ați fi aici. Deci dacă vrem să ne vedem copiii în rai, ascultați ce spunem când îi aducem la binecuvântare. Cred că așa e și la voi, cum e la noi. Da? Noi avem foarte multe binecuvântări. Dacă vă uitați pe internet, aproape fiecare duminică avem câte o binecuvântare. Sunt multe nunți, multe familii, mulți copii mici în biserica noastră. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește fratelui tău Aron, sau vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui sau chipul Lui peste tine și să se îndure de tine. Amin. Domnul să-și înalțe fața sau capul peste tine și să-ți dea pacea. Amin. Uitați-vă la versetul 27. Așa să pună numele meu
peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Dragii mei, religia creștină nu e o religie a mantrelor. Zicem cuvinte și cuvintele creează minuni, cu toate cuvintele au putere și forță. Ce înseamnă să pui numele Domnului peste copiii tăi? E mai mult decât să-i aduci la un serviciu de binecuvântare. Lucrul acesta se întâmplă de-a lungul vieții în casele noastre. Atunci când în relațiile din familie există minciună, hoție, amărăciune, mânie, iuțime, strigare, neînțelegeri, certuri, dezbinări, clevetire, răutate, curvie, necurăție, lăcomie de avere, beție sau lipsa cumpătării, vorbire nechipzuite, vorbire stricate, glume proaste, cuvinte porcoase. Când acestea sunt prezente în casa noastră, știți ce facem? Punem numele lui Satan peste copiii noștri. Mi se zbârlește pielea pe spate dacă mă fac vinovat de lucrul acesta. Dar spuneți-mi, există mânie în familie noastră? Ne e rușine să recunoaștem. Dimineața vorbeam despre importanța transparenței. Da, dragii mei, v-am spus că soției mele i-au trebuit 3 fracțiuni de secundă să spună: Beni, mai zdremțele mâniei în viața ta și ale strigării, trebuie să le dezbraci. Eu n-am putut zice, nu-i așa? Și trebuie să fiu deschis împreună cu soția mea în fața copiilor mei. Deci pui numele lui Dumnezeu atunci când torni împărăția lui Dumnezeu peste ei. Dar astea de aici care le-am înșirat, astea nu țin de împărăția lui Dumnezeu, astea țin de împărăția celui rău. Ori dacă aseară am plecat de aici zicând, vreau să dezbrac omul vechi, vreau să mă las ajutați, vreau să ajut, dacă ați luat în serios aplicația, atunci practic noi am intrat în procesul transformării familiei noastre în împărăția lui Dumnezeu, locul în care Dumnezeu să fie prezent și în care El să domnească. Ca să punem numele Domnului peste copiii noștri, pentru că textul spune așa să pună numele lui Dumnezeu. Ori ca să pui numele lui Dumnezeu, trebuie să-L aduci pe Dumnezeu în prezența copiilor tăi. Ca să punem numele Domnului peste copiii noștri, în relațiile dintre noi trebuie să fie adevăr, cumpătare, hărnicie, generozitate, bucurie, citiți-le cu mine, seninătate, blândețe, bunătate, credincioșie, curăție, îndelungă răbdare, cineva a venit la mine la început și a zis, nu ne dați cele două liste să le afișăm în camera copiilor noștri. Zic eu, le aveți, dacă vreți, puteți să le copiați, vă las tot ce v-am prezentat, le puteți cere de la frați, le puteți face download de pe internet, dar problema este când afișezi astfel de lucruri în casa ta, o să vezi pe copiii tăi luându-te de mână și ducându-te în fața listei. Asta va fi prima reacție. Dragii mei, îndrăzniți și faceți-o. Și nu vă rușinați ca pruncii voștri să vă ducă acolo, tată, ce-i cu lucrurile astea în viața ta? Pentru că noi avem impresia că ducem pe nas de copiii noștri prin sfințenia noastră aici în casa Domnului. Nu vă înșelați, dragii mei, copiii noștri ne citesc. Copiii noștri ne cunosc. Și de aceea, dacă vrei să pui numele Domnului peste copiii tăi, ia în serios dezbrăcarea de omul vechi și îmbrăcarea cu omul nou. Așteptarea lui Dumnezeu este nu să aducem copiii pe lume, ci să-i ducem în cealaltă lume, în împărăția lui Dumnezeu. Să-i ducem cu noi. Dragii mei, cine din copiii acestei țări are mai mare posibilitate de a ajunge în împărăția lui Dumnezeu decât copiii unuia care zice că crede în Dumnezeu? Care trăiește în ascultarea lui Dumnezeu. În felul acesta noi turnăm împărăția lui Dumnezeu peste copiii noștri. Chiar dacă nu avem niciun fel de posibilități materiale, creștem în cea mai cruntă sărăcie și atunci nimeni nu ne poate opri.
ca pruncii noștri să vadă în viața noastră că îl iubim pe Domnul și că credem ceea ce spunem și trăim în lumina a ceea ce spunem. Și cu asta dați-mi voie să citesc câteva versete, primele trei versete din Efeseni capitolul 6. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri că este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit, să trăiești multă vreme pe pământ. Multă vreme pe pământ. Versetul 4. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i mustrarea și în învățătura Domnului. Copiilor Dumnezeu le cere ascultare, părinților le cere educare. Creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Oare câți dintre noi avem probleme cu neascultarea copiilor noștri? Mă uit în biserica noastră, sunt mulți copii mici, ne-am avut vreo trei, și trăim zile în care doi părinți nu sunt în stare să aducă la ascultare un singur copil. Când te uiți la felul în care negociază părinții cu copiii astăzi, n-au decât o șchioapă, un an jumate, doi, uite așa ne joacă pe degete. Și noi nu știm ce să facem cu ei. Dacă este adevărat lucrul acesta, atunci am o întrebare. Cu ce să începem în seara aceasta? Cu responsabilitatea copiilor sau cu responsabilitatea părinților? Mă uit prin sală și aproape că răspunsul vine de la sine. Dacă v-ați fi adus copiii, v-aș fi trimis un pic afară să vorbesc cu ei. Dar așa sunt părinții în sală. Și eu cred că este important să începem cu responsabilitatea noastră a părinților. Ascultați cum continuă versetul 4, după ce copiilor le cere ascultare. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i mustrarea și în învățătura Domnului. Looks familiar? Câți ani să fie avut fetița asta? Dragii mei, nici n-au venit pe lume bine. Știu exact ce vor și nu se lasă până nu primesc. Is true? Nici n-au venit pe lume bine. Dar acum, dacă mă uit la desenul acesta, am două forțe care pot acționa asupra copilului. În primul rând, îl pot întărita la menie. Eu mă fac ca părinte vinovat. Pentru că nu știu ce să spun, când să spun și mai ales cum să spun. Da? Și întărit la menie. Dar am cealaltă posibilitate. În loc să fiu agentul care întărită la mânie, aș putea să-i cresc în mustrarea și în învățătura Domnului. Asta este porunca. Sunt două lucruri puse în contrast de textul nostru. Ce înseamnă a întărita la mânie pe copiii tăi? Dragii mei, a întărita la mânie pe copii este pus în contrast cu a-i crește în mustrarea și învățătura Domnului. Aproape că aș putea spune, ori de câte ori noi cresc în mustrarea și în învățătura Domnului întărit la mânie. Dragii mei, nu cred că e suficient să spui până când ești în casa mea și sub acoperișul meu și să dai cu pumnul masă. Copilul o să tacă. Dacă e mic, o să șadă jos și o să spună, fără să spună, inside I am standing. Da? Chiar dacă l-ai așezat cu forța pe scaun. Cu alte cuvinte, observați contrastul. Nu întărâtați, ci creșteți-i. Și contrastul acesta mă ajută să înțeleg ce înseamnă a întărâta pe copii la mânie. Veniți cu mine în Matei 18, versetul 2. Iisus a chemat la el pe un copil și l-a pus în mijlocul lor. Care este contextul? Ucenicii se certau între ei. Cine e mai mare în împărăția cerurilor? Și Domnul Iisus să le dea o lecție, ia un copilaș și îl așează în mijlocul lor. Și le-a zis, adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Și vreau să observați situația ridicolă. Ei se certau cine e mai mare în împărăția cerurilor. Și Domnul Iisus le spune, îmi pare rău, nici măcar nu sunteți în ea. N-are obiect cearta voastră.
Ca să ajungeți în împărăția cerurilor, trebuie să faceți ca niște copilași. Altfel, cu niciun chip, nu veți intra în împărăția cerurilor. După care continuă. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și oricine va primi pe un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Uitați-vă la versetul 6. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care crede în mine, ar fi mai de folos să îi se atârnă de gât o piatră mare de moară și să fie înnecat în adâncul mării. Nu-s cuvintele mele, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Oricine va face să păcătuiască. Spuneți-mi, mânia este sau nu un păcat? A întărâta la mânie te face sau nu te face vinovat? Da. Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, continuă Domnul Iisus, fiindcă nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Dacă mânia este un păcat, a întărâta la mânie înseamnă a da copilului tău un prilej de păcătuire, a deveni o piatră de potignire pentru el, te faci vinovat. Scriptura spune, mai bine ți s-ar atârna o piatră moară decât să fie aruncat în mare. Domnul Iisus folosește aceste exemple la extremă să ne facă să înțelegem cât de grav este păcatul. Dragii mei, aș vrea să facem un test ca să știu dacă întărât sau nu întărât pe copiii mei la mânie. Nu cumva sunt și eu vinovat de lucrul acesta? 3 lucruri am vrea să reținem în seara aceasta. În primul rând, sunt oare mustrat? Deci a nu întărâta la mânie înseamnă a crește pe copii în mustrarea și în învățătura Domnului. Dar prima întrebare pe care fratele cu listele a venit la mine la început și eu zic, faceți încercarea asta, îi spre folosul întregii familii. Afișați-le mare, puneți-le în ramă, în locurile vizibile. Și nu vă mirați când copiii voștri vă vor aduce în fața listei. Pentru că primul lucru prin care am întărât pe copiii mei la mânie este să le spun una și să fac alta. Sunt mustrarea și învățătura Domnului pe care o dă părintele, ale Domnului cu adevărat, sau mi se pare? Să știți că noi avem reguli în casele noastre, dar întrebarea este de unde le-am făcut? De la bunica le-am învățat? De la televizor le-am învățat? Cu alte cuvinte, mustrarea și învățătura trebuie să fie ale Domnului, nu ale mele, chiar dacă sunt părintele lui. Deci ca să nu-l întărât la mânie, copilul meu trebuie să mă vadă pe mine supunându-mă Domnului. Și apoi, trăind ceea ce Domnul îmi cere și aducându-l pe el, prin exemplul meu, înaintea aceleiași învățături. Deci prima mare întrebare pe care trebuie să mi-o pun, în casa noastră, ceea ce vorbim, regulile care le punem, ale cui sunt? Dacă nu sunt ale Domnului, dragii mei, ele nu prea au putere, pentru că lipsește autoritatea aceea care să dea putere acelor lucruri. Este interesant, într-o biserică, de pildă, dacă mă miști de la familie la biserică, dacă scaunele și pozițiile din biserică oferă autoritate, certurile și dezbinările sunt la fiecare pas. Dacă Scriptura este autoritate, dragii mei, chiar dacă aveți ceva împotriva mea, cuvântul lui Dumnezeu nu vă puteți certa. Iar dacă o faceți, sunteți pe mâna Lui, nu pe mâna mea. Observați, noi nu avem nicio autoritate unii asupra altora, indiferent câtă școală avem, ce diplomă avem, dar cum ar fi să duc lucrul acesta în familia mea? Autoritatea mea în fața copiilor mei este cea pe care Domnul mi-o dă prin cuvântul Lui. Și de aceea, mustrarea și învățătura nu sunt ale mele, sunt ale Lui. Aveam un prieten în anii 70, sfârșitul anilor 70-80, un misionar care avea 4 băieți. Și erau năstrușnici, ca și băieții în orice casă, și el ne spunea, ori de câte ori care va face vreo trăznaie, îi adun pe toți 4 și le spun, go and bring the big black book.
Și copilul știa că este o Biblie a familiei și trebuia să meargă să ia cărțoiul acela, Biblia aceea mare a familiei, să o ducă în cercul în care erau cei patru și tatăl lor. Și tatăl lor deschidea Biblia, după care le citea mustrarea și învățătura Domnului. Dacă faci lucrul acesta, până când vine Biblia și până se adună copiii, strec toate mâniile. Și nu ți se va întâmpla niciodată să-ți disciplinezi copiii în mânie. Dar mai mult, copilul vede că tu îl mustri nu prin faptul că așa ți s-a părut ție. De ce? De aia. Asta e răspunsul nostru al părinților, nu? Ci tu crezi într-o autoritate, te supui neautorității. Pentru că dacă îndrăznești să aduci Biblia și să-L o citești și tu nu trăiești conform cu acelea cuvinte, dragii mei, copilul va pleca capul jos și numai Dumnezeu știe ce va gândi în inima lui. Deci prima întrebare, sunt oare mustrarea și învățătura pe care o dau copiilor mei ale Domnului sau? Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, scrie Pavel Colosenilor, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși în gură. Imaginați-vă să fie prezente astfel de lucruri în viața mea, în familia mea, să le discutăm la masă. Este o vorbă. Duminică la miaz, în familie creștină, se mănâncă predicator la proțap, da? Cu alte cuvinte, imaginați-vă ce se întâmplă în inima copiilor noștri când noi începem să vorbim de rău pe frații noștri, în stânga și în dreapta. Și pe urmă vin la copilul meu să-i spun să nu o facă. Este imposibil să mai ai autoritate în familia ta. Lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbire rușinoasă care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul vechi după faptele, cu faptele lui și v-ați îmbrăcat în omul nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Aici, în Hristos, nu este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul în toți. Dar nu este nici părinte, nici copil, nici soț, nici soție. Cu alte cuvinte, în Hristos tot ne supunem aceleași autorități, cuvântului lui Dumnezeu. Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Suntem în Coloseni, nu în Efeseni, dar același Pavel vorbește aceleași cuvinte. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Hristos, așa iertați-vă și voi. A venit cu ani în urmă, în anii 80, cred că o familie de misionari aveau doi băieți, el avea vreo 7-8 ani, eram necăsătorit la casa, sau eram deja căsătoriți, cred că da, cu Nora, și deci eram un pic mai mare și el era un neamț înalt și avea un picior de lemn, umbra destul de greu. Și cum tatăl nu putea fugi după copii, vă imaginați cum erau băieții lui. Măi năstrușnici, eu n-am văzut așa argint viu în viața mea. Mă uitam la ei, mă uitam la părinții lor și mă gândeam, oare când pușcă siguranța? La un moment dat, bărbatul acesta merge și l-apucă pe un prunc, avea 7-8 ani, ia susoară și cu piciorul de lemn, merge în baie și aud țipete și urlete. Am zis, well, s-a umplut paharul. Târziu pentru gusturile noastre, dar la el acolo era limita, s-a umplut paharul. Și după ce aud țipete și urlete, la un moment dat, aud
Și iese din baie, pruncul era pe umărul lui, cu capul lipit de el. Eu mă uit înmărmurit la el și îl întreb dacă tot îl ții în brață, deși l-ai mai bătut. Știi ce mi-a spus? Să știe că îl iubesc. Disciplinarea este pentru neascultările lui, dar asta nu îl face mai puțin copilul meu, să știe că îl iubesc. Să știe că l-am disciplinat din dragoste. Dragii mei, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină, se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Lucrul acesta trebuie să le aplicăm în relația cu copiii noștri. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii, pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Mare provocare, mai ales pentru bărbații zilor noastre. Din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții cu psalm, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Prima întrebare pentru fiecare dintre noi. Oare mustrarea și învățătura pe care o dau copiilor mei sunt ale Domnului? Le-am scos din cartea aceea mare și neagră? I-am adus pe copiii mei în fața acelei cărți să vadă că și eu sunt sub autoritatea lui Hristos? Le dau voie să mă mustre când calc pe delături? Și fac altceva decât spun? A doua întrebare. Oare mustrarea și învățătura Domnului sunt operante mai întâi în viața mea? Mă întorc înapoi la cele două liste. Duceți-vă acasă. Dacă nimic nu vă rămâne din conferința asta, puneți-le pe perete. Eu nu le-am inventat. Le-am scos din Efeseni 4:25-32. Le găsiți acolo toate. Puteți să le completați cu cele din Coloseni. Sunt epistole surori. Dar dacă un părinte nu face ceea ce cere copiilor lui, își pierde orice autoritate și respect în fața copiilor lui. Cineva spunea dimineața, este aici în banca a doua, când am fost rugat să spună ceva, te-aș invita la microfon. Deci cel mai mare lucru pe care îl pot face pentru soția mea este să-L iubesc pe Hristos, să calc pe urmele Lui. Am zis, amin. După care a continuat, cel mai mare lucru pe care îl pot face pentru copiii mei este să o iubesc pe soția mea în prezența lor. Să mă vadă împlinind porunca lui Hristos. Dragii mei, nu-i complicat să crești copiii. Dacă doar atâta faci. Îl iubești pe Hristos și croiești cărare dreaptă pe urmele Lui și îți iubești nevasta și respecti în prezența copiilor tăi. Dacă mustrarea și învățătura Domnului sunt operante mai întâi în viața mea, așteptați-vă ca copiii voștri să vă respecte și să calce pe urmele voastre. Să lărgiți cu ei împărăția lui Dumnezeu pentru că ați adus împărăția în prezența lor. Observați ce spune textul. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, nu țineți necaz pe ele. Eu nu pot poza în fața copiilor mei ca unul care a ajuns desăvârșit și care nu mai are nevoie de iertarea lui Hristos. Dragii mei, cel mai mare lucru pe care pot face copiilor mei este să-mi cer iertare de la ei, să-mi cer iertare în fața lor, să-mi rezolv problemele, să-i învăț să o facă și ei. Dar observați, mai întâi, poruncile lui Dumnezeu trebuie să fie trăite de noi, părinții. De aici încep tragediile în familiile noastre. Când copiii mei mă văd umblând cu jumătăți de măsură, neplătindu-mi taxele, nerespectând pe cei din jur, vorbindu-i de rău, dragii mei, i-ați pregătit pentru iad. I-am pregătit pentru iad, nu pentru rai. Dar nu-i suficient să deschizi cartea aceea mare și neagră. E foarte important și cum le spui ceea ce le spui din Biblie. Dragii mei, Biblia nu e ca să le dai în cap celor din jur cu ea. Biblia e ca să te smerești înaintea cuvintelor ei. What about this picture? Noi aveam
două cămăruțe, v-am spus, nu știu, dimineața probabil doar la frați. N-aveam nici baie, nici dulapuri, nici covoară, nimic când ne-am căsătorit. Și cu mare greu am zis să-i fac soției mele și copilului care s-a născut, n-aveam nici apă curgătoare în casă, nimica, să le fac două bucătărioare și o mică baie ca să aibă unde spăla copilul. Și m-am apucat să sapun șanț, să torn o leacă de fundație. Și vine unchiul meu, misionar în Statele Unite, el a plecat acum, a zis, ce faci? Zic, eu sac, uite aici, un șanț, să adaug o bucățică la bucătăria noastră, să nu intrăm de afară direct înăuntru. Deci, sapă șanță până în capăt, că plătesc eu restul. Zic eu, that's a good thing. Da? Și ne-am făcut o bucătărioară. Și am avut bucătărie, am avut o cameră și intrai într-o altă cameră și am făcut o baie. Și eu eram în camera din spate și îmi pregăteam, citeam Biblia. Nora era în bucătărie, trebăluind, copiii se jucau în camera din mijloc. Când o femeie are mâinile pline cu făină și aluat și trebuie să disciplineze copiii, care dintre dumneavoastră vă opriți, vă spălați de mâini, le uscați frumos, după care mergeți? Nu, femeile nu fac așa ceva. Și atunci strigi la ei. Și copiii s-au obișnuit, știu exact unde este punctul în care trebuie să facă stânga împrejur, pentru că altfel ceva se întâmplă rău. Și ei își obișnuiesc timpanele cu lucrul acesta. Și auzeam pe Nora, ridicând vocea, up, up. La un moment dat, la mine se ridica sângele și mă gândeam, cu cine să încep? Cu nevastă sau cu copiii? Da? Și spuneam, Nora, spune-le odată și aplică regula. Nu de 7 ori. Aveam un mălin în fața ușii și mălinul dă niște lăstare foarte frumoase, așa, lungi, bune de băț. Problema era că pruncii tot timpul le rupeau și le ascundeau, pentru că știau ce urmează. Da, era acolo la un pas și puteam să iau liniștit. Acum, it's not politically correct în societatea în care trăiți. Dar noi suntem în România și pentru noi Biblia adevărată, da? Eu cred că e foarte important ca autoritatea ta să nu depindă de tonul vocii tale. Se întâmplă și în biserici. Mulți predicatori cred că cu cât strigă mai tare, cu atâta spun mai mare adevăr. Nu, dragii mei, adevărul poate fi șoptit. Încă avem timpanele bune. Nu trebuie să strige nimeni la noi. Cu atât mai mult copiii. Stai cu ei de vorbă. Spune-le frumos. Și aplică regula. Uitați-vă ce spune Biblia. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Nu cumva copilul meu vede în viața mea astfel de lucruri? Dragii mei, dacă astfel de lucruri sunt prezente în viața mea, vreau să vă spun, nici o autoritate n-am asupra lui. Pot să-i spun Biblia cât vreau, pentru că ea nu operează mai întâi în mine. Și al treilea principiu sau a treia întrebare. Sunt oare consecvent ca părinte în trăirea vieții creștine? Scriptura ne spune așa, croiți cărări drepte cu picioarele voastre. Ca cei ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecați. Dacă vrei să încerci una sau alta, stai nensurat și stai nemăritată. Dar când te-ai căsătorit și când ai copii, trebuie să renunți la libertățile pe care ți le-ai putea lua. De dragul copiilor tăi, nu te poți abate nici la stânga, nici la dreapta. Trebuie să croiești cărare dreaptă, să strâmtezi cărarea. Avem în Timișoara niște prieteni și aveau 3 fete. Mai târziu li s-a născut un băiat. Și stăteam de vorbă cu prietenul meu și îmi spunea cu lacrimi în ochi, libertățile părinților ajung vicii la copii. Libertățile părinților ajung vicii la copii. Știți ce e un viciu? Ceva foarte rău, da? Care n-are nimic a face cu împărăția lui Dumnezeu. Eu ca părinte, ca matur, pot să încerc una sau alta, pot să mai pășesc încoace sau încolo. De ce n-o fac? De dragul copiilor mei. Când Dumnezeu mi-a dat în familie copii, eu îmi îngustesc cărarea și croiesc cărare dreaptă pe urmele Lui. Dragii mei, copiii mei au avut dreptul să pună întrebări, mai ales fiica mea. De multe ori spuneam, nea grește în cerul gurii. Pentru că atâta vorbea, da?
Dar DC-urile vin de la foarte fragede vârste. Acum am niște nepoțele. Cea din tâi care a venit în familie, Nora, atât de mult o iubește pe soacră sa, ginerele meu, încât i-a pus numele ei. Nora are 3 ani și un pic. Dragii mei, brilliant, da? A început să vorbească, să umble. 4 limbi vorbim cu ea. Nu te mai scoate din... Dar de ce? Dar de ce? Dar de ce? Well, eu trebuie să mă opresc să-i spun de ce. Pentru că toate acestea încetişor sapă în sufletul ei adevărul. De aia nu-i ajută în niciun fel. Uitați-vă ce spune Domnul Iisus. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceasta vine de la cel rău. Observați ce dreaptă-i crearea pe care îți cere Dumnezeu să o croiești de dragul copiilor tăi. Evrei, capitolul 12. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Îți iubești copiii? Umblă drept înaintea lor. Stai pe drum de dragul lor. Dacă nu poți face, nu te însura, nu te mărita, nu cere copii de la Dumnezeu. Dragii mei, vorbirea lui Dumnezeu rămâne veșnic relevantă și normativă. Indiferent în ce epocă trăim, în ce țară trăim, ce zice statul în țara în care trăim, sau marea majoritate a oamenilor, cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Și de aceea nu întoarce vorba copiilor tău, dar de aia. Stai jos, deschide Biblia și spune-le adevărul. Eu nu cunosc biserica, fratele Vasile o cunoaște mai bine cu ea, eu sunt pe aici călător, dar cum arată scena bisericii în 2014? La noi în Iris, cel puțin, avem o invazie de copii, o invazie de familii tinere. Pentru că acum 25 de ani l-am rugat pe Dumnezeu să ne ajute să slujim pe studenții care vin din toată țara la Cluj să studieze. Astăzi sunt membri în biserica noastră, o bună parte din ei, și căsătoriți cu copii, și biserica noastră, când vin frații noștri din Iris acasă, intră în adunare la noi și nu mai cunosc aproape pe nimeni. Pentru că biserica se renuiește în fiecare an. Suntem ca ușă rotativă, câți intră atâția ies. Pentru că termină facultatea și Dumnezeu îi împrăștie prin toată lumea. Multe familii tinere și mulți copii mici. Dragii mei, nu-i marginalizați. Știți ce luptăm noi în biserica noastră acum? Și de-aia avem 2 servicii duminică dimineața, să facem loc în bănci pentru copii. Bucuria mea cea mai mare este când dimineața la ora 9 văd o bancă, părintele, soția și copiii lângă ei. 5 copii, 6 copii, 4 copii. De la ora 11 au școala duminecală, dar părinții vin și asta îi invităm o dată pe lună. Fiecare clasă de școală duminecală trebuie să vină să stea cu părinții între noi. Să ne vadă închinându-ne, să ne vadă plângând, să ne vadă rugându-ne, să ne vadă bucurându-ne împreună. Să trăiască viața de biserică. Dumnezeu ne oferă harul lărgirii împărăției Lui prin copiii noștri. Ce vom face în anul care stă înaintea noastră? Să aplicăm principiile Bibliei. Dragii mei, se strâmtează cărarea din partea celor de afară din ce în ce mai mulți. Astfel de texte nu mai sunt coșer, nu mai sunt valabile. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iaua certării o va dezlipi de ea. Sunt cuvintele mele? Nu. Par demodate? Sigur. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne normativ și relevant în orice societate. Indiferent ce zice lumea. Sau, luați celălalt text, nu-ți cruța copilul de mustrare. Lovindu-l cu nuiaua nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua ai scos sufletul din locuința morților. A, da, da, au linie directă. Vine statul, ia și îi duce. A? Trebuie să alegem de cine să ascultăm. Judecați voi singuri, le-a zis Petru. Se cuvine să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu? Va veni vremea când va trebui to make a stand,
toți să stați în picioare pentru ceea ce credeți. Sunt texte ale Scripturii. Dragii mei, nu încercați să vă cumpărați copiii. Noi nu mai disciplinăm în familii, nu mai disciplinăm în biserică. Și de aceea păcatul și răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu se mulțesc. Spun două vorbe și copiilor, că toți suntem copii într-un fel. Eu mi-am pierdut mama de curând, eram în Sacramento când am auzit că a făcut un stroke și a trebuit să fugim acasă, altfel am fi venit în Seattle, dar n-am putut. Ca și copii, cum facem față falimentelor părinților noștri? Am părinții, am copii, pot fi eu unul dintre ei, am pe Dumnezeu. Observați, Scriptura nu ne dă voie să ne trasăm sarcini unii altora, nici soțul soției, nici soția soțului, dar nici părinții copiilor și nici copiii părinților. Dumnezeu ne trasă sarcini la toți, de aceea din Biblie trebuie să ne învățăm rolul pe care îl avem de jucat. Oare falimentul părinților ne scutește de păzirea poruncii din primele trei versete? Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău, pe mama ta, este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit, să trăiești multă vreme pe pământ. O poruncă directă din partea lui Dumnezeu. Indiferent cum este părintele meu, eu practic primesc de la Dumnezeu porunca și dau socoteala lui Dumnezeu ca și copil. A doua întrebare. Dacă se întâmplă să fiu întărâtat la mânie, ca și copil, sunt scutit de păzirea poruncii din capitolul 4, versetul 26, dați-mi voi să-l citesc. Mâniați-vă! Spuneți mai departe ce scrie. Și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră, să nu dați prilej diavolului. Mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Păi, dar numai puțin mai încolo spune, orice mânie să piardă din mijlocul vostru. Cum se împacă cele două versete? Simplu. Până la apusul soarelui, mânia trebuie să piară. Și din inima ta ca părinte și din inima copilului. Dacă sunt copil și am fost întărâtat la mânie, nu uitați, suntem încă nedesăvârșiți și de aceea avem nevoie de îndelungă răbdare și îngăduință. Nici unul dintre noi suntem școlați ca părinți în ceruri pe undeva, ci ni s-a născut primul copil, al doilea copil și învățăm și noi alături de ei. Nădăjduie să fim un pas înaintea lor. Dar chiar dacă s-ar întâmpla să fiu întărâtat la mânie, eu cred că trebuie să învăț să-mi rezolv mâniile înainte de apusul soarelui. Faptul că suntem copii nu ne scutește de responsabilitatea de a învăța să ne raportăm corect la mâniile noastre. Dragii mei, este o societate păgână. Să nu cumva să citezi șefului tău această responsabilitate. Șefule, să nu mă întărâți la mânie. Doesn't work. Da? Cu alte cuvinte, într-o astfel de societate se va produce acest lucru la fiecare pas. Dacă nu învățăm din copilărie să administrăm într-un fel mâniile noastre, să ne raportăm corect la ele, vom fi cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Pentru că vom fi dați afară din servici, și în stânga și în dreapta. Și în stânga și în dreapta. Poate cel mai mare lucru pe care îl putem învăța ca și copii, cât de devreme în viață, este să ne rezolvăm mâniile înainte de apusul soarelui. Copiii sunt foarte diferiți. Unii își cer iertare ușor, alții pot să-i tai în bucăți. Aveți și voi astfel de experiență? Sigur, dacă aveți mai mulți copii, trebuie să fie și unul de ăsta printre ei. Cum îl înveți să zică I'm sorry? Nori. Mai bine își mușcă limbile de zic I'm sorry. Și Nora, ea vorbește engleză cu ea și încearcă să o aducă acolo. Dragii mei, este extraordinar să te vadă copiii cerindu-și iertare, cerindu-și tu iertare, să zici I'm sorry. Pentru că în felul acesta îl înveți pe el, zic, I'm sorry. Și să-și rezolve mâniile. De aia mi-a plăcut imaginea, n-am să uit niciodată. Omul acesta cu piciorul de lemn, cu pruncul pe umăr, ieșind din baie și copilul lipit de el. Observați, mânia a dispărut din pruncul respectiv. Pentru că părintele l-a învățat să rezolve mânia respectivă.
Mânia vine cu iuțimea, iuțimea vine cu strigarea, strigarea vine cu clevetirea, clevetirea vine cu răutatea. Și vreau să vă spun, toate acestea sunt manifestări ale chipului celui rău. Părinți, citiți cu mine mai departe. Avem harul lărgirii împărăției lui Dumnezeu prin copiii noștri. Ca să o facem, trebuie să aducem împărăția lui Dumnezeu peste ei. Așa să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Observați, noi punem numele Domnului, Domnul îi binecuvintează. Așa spune textul în versiunea Cornilescu. Numele lui pentru asta, ai nevoie de toate astea, ziceți-le cu mine, curaj, disciplină, înțelepciune, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare și îngăduință, dezbrăcare, îmbrăcare, ca și copii ascultare și educare. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i mustrarea și învățătura Domnului. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri sau nu învățați, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea, spune Pavel. Wow! Când un copil și-a pierdut nădejdea și le trântește toate de pământ, a ieșit pe ușă, nu-l mai vezi. Nu-l mai vezi. Am fost în Australia și am lipsit 5 ani. Au fost 5 ani între cele două vizite ale noastre. 5 ani e foarte mult în viața unui copil. Când am ajuns după 5 ani, am vizitat câteva orașe, pe oriunde am mers, la frați penticostali, la frați baptiști. Dragii mei, nu într-o casă am auzit oftatul acesta al părinților. Am venit pentru copiii noștri și i-am pierdut. Am plecat acasă plângând, eu și soția mea. Plecat acasă plângând. Am venit pentru copiii noștri să dăm o viață mai bună, materială, cu siguranță, dar i-am pierdut. Observați, aveți grijă, copiii sunt foarte fragili și de aceea rugați-vă pentru ei. Când nu mai puteți vorbi cu ei despre Dumnezeu, începeți să vorbiți cu Dumnezeu despre copiii voștri. Veniți, adunați-vă împreună la orele de rugăciune și post și aduceți în modul cel mai cinstit și transparent situațiile din familiile voastre înaintea Domnului. Dar nu uitați cele trei întrebări. Oare mustrarea și învățătura sunt ale Domnului sau ale mele? A doua întrebare. Mustrarea și învățătura Domnului, sunt ele mai întâi operante în viața mea? Cer copiilor mei ceea ce eu nu fac? Așa își pierd nădejdea. Și a treia întrebare. Oare sunt consecvent ca părinte în trăirea vieții creștine? Sau copilul mă vede bălângănindu-mă prin viața creștină? În felul în care vorbesc, în felul în care gândesc, în felul în care slujesc pe Dumnezeu. Dacă da, sigur ești unul care își întărâte copiii la mânie. Dacă nu sunt adevărate aceste întrebări. Da? Și de aceea, Bunul Dumnezeu să ne ajute să nu uităm de harul acesta al lărgirii împărăției lui Dumnezeu prin proprii noștri copii. Știu că am atins un subiect dureros. Dragii mei, nu vă pierdeți nădejdea. Încă, câtă vreme trăiesc în trup, e nădejde pentru ei. De aceea faceți tot ce vă stă în putință. Și a spune o vorbă fraților mai în vârstă. Știu că vi-e dragă limba română, dar mai știu că mulți din pruncii voștri nu mai înțeleg. E adevărat? Nu mă gândesc la limba de bucătărie, că eu înțeleg. Și eu știu ungurește, conha, nealv, da? Puneți-vă să predic în ungurește, sunt complet pierdut. Nu știu un verset în limba maghiară, mă, dacă mi le traduc din limba română. Cu toate că mama mea este maghiară și a vorbit numai maghiară cu noi și eu vorbesc ungurește cu nepoții mei. Dar limba mea este limba în care am crescut, în care am citit, în care am studiat, în care eu trebuie să-mi hrănesc sufletul în felul acesta. Acum nu știu cum se rezolvă problema asta, dar încercați să priviți înainte, nu înapoi. Indiferent ce veți face, nepoții și strănepoții voștri, dacă i-ați adus aici, indiferent ce veți face,
Și de aceea, dragii mei, gândiți-vă la sufletul lor. Turnați împărăția peste ei pe toate căile posibile. Și Dumnezeu să ne dea lumină și înțelepciune. Amin. Amin. Cred că o pauză e binevenită sau în sfârșit. Cum gândiți dumneavoastră? Iar dacă mai vreți să stați cu bucurie, intru și într-un alt subiect de care mi-e un pic groază, pentru că e vorba de supunere și nu prea e familiar cuvântul acesta în societatea noastră. Frații se vor bucura, nu știu ce vor face surorile.